Mi s-a închis telefonul și n-am apucat să închei video. Așa că continuăm cu un alt video. Acolo pe jos era balotul de lucernă cu ambrozie și mănânci o scormonit căprița Andra cu piciorul și mi s-a înfundat deja nasul de la ambrozie. Se pare că o terminat cu fătatul și acum îi placenta. Că am văzut beșica aia și am zis că mai are fetițe. Mulțumim! Acum mă felicită Ghiță Ciobanu, de la care am primit țapul pentru montă. Deci acum să curățe de placentă. N-am știut, am crezut că mai vine și al treilea. Da, înseamnă că e bine, o eliminat placenta și s-o curățat. Da, că trebuie, nu știu ce proprietăți, vitamine, ce minuni are și zice că trebuie să o mănânce. Da, deci două fetițe avem. Asta e numărul 2, Marona și Albuța. Să te vadă populația. Asta e mai de viață, o sup mai mult, aia la altă nu. Acum vedem ce evoluție au. În schimb, aia a băut la început, nu știu exact cât, și deja au făcut de 3 ori pipi. O fi mai sătulă? Habar n-am. Asta e mai micuță, că e a doua. Dar o sup mai mult. Acum ugerul e destul de mărișor, ca să zic așa. Să sperăm că o să aibă lapte mai mult ca și anul trecut. Și că micuțele astea o să fie, sau micuțele astea o să fie frumoase, grase, sănătoase. Asta e mai pricăjit, nu știu de ce. Stă așa mai bleguit. Să sperăm că o să sugă și el mai târziu un pic mai mult. A fost primul, o sub primul și după aia o lăsat-o pe surioara ei. Tot la genul masculin îmi vine să spun că e duț, dar de fapt sunt fetițe. Pentru cei care spuneau și de iepuri că ce și cum e, da, asta e un ciclu natural. Faptul că trebuie să-și lingă pui și să-și mănânce placenta și la iepuri și la alte animale, respectiv în cazul de față căprița, este un ciclu natural și îi sănătos pentru mamă, pentru că are diferite substanțe nutritive și ajută la hrana ieduților, ca să aibă și mama vitamine și ieduții vitamine. Cam atât cu acest video. Mulțumim Domnului că a fătat cu bine și îți bine sănătoase ieduțele. Vă salut și să ne vedem cu bine la un nou videoclip. La revedere!